Un bărbat de 47 de ani a sfârșit tragic în urma unui grav accident rutier petrecut marți dimineața pe strada Transilvaniei din municipiul Aiud. Bărbatului au fost amputate piciorul și mâna stângă și nu a mai putut fi salvat. Acesta a fost declarat mort la scurt timp după ce a ajuns la Spitalul Județean Alba. În accident au fost implicate o auto specială de salubrizare și un camion care transporta ciuperci. Din primele verificări efectuate la fața locului s-a constatat faptul că o auto utilitară înmatriculată în județul Bihor, la efectuarea unei manevre de depășire, nu a păstrat o distanță laterală suficientă în mers față de vehiculul depășit, l-a acroșat cu partea lateral dreaptă. În urma evenimentului rutier, un pasager care se ocupa de strângerea deșeurilor menajere de pe auto utilitară a suferit leziuni corporale, a fost transportat la Spitalul Municipal Aiud, unde a decedat, ca urmare a leziunilor suferite. Martorii au fost îngroziți de teribilul accident și spun că au fost treziți de bubuitura puternică a impactului. Bubuitura puternică, că noi aici stăm. Și am ieșit, am văzut omul deja mort, deja era mort. Prins de mașină, cu mâna secționată. Da. Deci, în zadar a venit pentru resuscitare. A cățat de exact mașină, așa, să ținea deci, de... care să ținea de mașină, să ia gunoiul. Să ia gunoiul, venit aici. Deci l-a luat în plin, dar l-a luat N-am văzut așa ceva. Deci l-au făcut pilaf, Când au venit oamenii, tot au încercat să-l aduna, știți? Deci mort, eu cred că l-au murit pe loc. Șoferul mașinii de salubrizare spune că omul era agățat de mașină și nu își dă seama de ce l-a acroșat camionul. Eu nu știu nimic. Unde era omul? Păi lua gunoiul, tomberonul. Și noastră? Eu eram în mașină. Și ce a simțit? Bărbatul care a decedat era căsătorit și avea o fică de 22 de ani.